Da, ne-am reîntors să mai povestim un pic despre ce... Despre ce găsim astăzi prin ziarele... Păi nu prea găsim. Nu prea găsim, că e plin de, dacă, de urări. Dacă arătăm așa ziarele... Îs numai wow-ul și urări. Da, numai urări, da. Numai wow-ul și urări. Toată lumea ne dorește, toată lumea ne-a urat, toată lumea ne-a... Toată lumea... Sau, mă rog, poate pe aici, pe acolo, câte unul a ratat, da? Toată lumea. În această perioadă, ziarele locale arată cum sunt pliantele promoționale puse în poștă a supermarketului, știți? La ofertă, salam, da. Cu... Așa e oferta acum cu urările, da. Știi? Bere 0,50 lei, da. Acum e doar de cumpărat și toată lumea, da, dar de fapt a început acum concursul cel mai plin cărucior, cel mai cărucior, cel mai cocoșat cărucior a început și, deja. Și din prima zi de Paști, după, urmează coada la farmacie după colebil. După colebil, da. Zilele trecute, sau mă rog, ieri chiar cred că am discutat un picuț despre Câmpul Lung Moldovenesc și situația deosebită în care se află cei de acolo, nu doar Câmpul Lung Moldovenesc. Și am să leg un picuț discuția asta, deci am să spun și de ce, pentru că am văzut un comunicat de presă legat de utilități și mediul la standarde europene, un program, știți foarte bine, toată lumea știe, un proiect marca PSD 2004, Adrian cel mai Năstase, Gavril Mârza, un proiect care a înrobit 61 de localități din județul Suceava. La vremea respectivă apărea lapte și miere, atâtea de fain de n-ai văzut. Numai că s-a derulat așa cum s-a derulat, a fost făcut proiectul așa cum a fost făcut, și s-au trezit unitățile administrative că n-au beneficiat de nimic din acest proiect, dar în schimb trebuie să plătească rate, pentru că șmecheria a fost că toți cei 61 de participanți în acest proiect, vorbind de unități administrative teritoriale, au deplătit rate către cel care a împrumutat. O bancă, care după aia altă bancă și mai departe, cred că 85 de milioane de euro, cu o dobândă foarte, foarte bună, în speță, după ce termine de dat înapoi, practic treci de 200. Adică s-au descurcat foarte bine cei care au făcut povestea asta posibilă. Proiectul n-a adus nimic pozitiv, absolut nimic. Și dacă eu greșesc, spunând acest lucru, să-mi spună cineva din PSD, dintre cei care au fost acolo, e acolo, spre exemplu, cel al cărui nume nu-l pronunțăm în această emisiune, care ar putea să ne dea detalii. Pentru că era la vremea respectivă în Consiliul Județean, să ne dea detalii despre, nu știu, ce s-a întâmplat pozitiv. Dacă putem pune pozitiv, spre exemplu, centrala de cogenerare de la Câmpul Lung Moldovenesc, care ar trebui să funcționeze pe gaz metan și care nu funcționează, n-a funcționat deloc, are gaz metan și nu funcționează. Pentru că de ce? Pentru că acel gaz metan a venit după foarte, foarte, foarte mult timp și au dispărut rețele, țevi și așa mai departe. N-a ajuns gazul metan la Vatra Dornei și este după 6 ani de guvernare PSD. Gazul metan nu o să ajungă la Vatra Dornei. Și vezi pe băieții ăștia că povestesc ceva de genul, mamă, voi de fapt nu înțelegeți care a fost chestia. 61 de localități au o problemă. Câmpul Lung Moldovenesc a fost deja în faza în care au fost blocate conturile pentru că nu a putut plăti rata. Rata anuală, doar la Câmpul Lung Moldovenesc vorbesc, este de 1.200.000 de euro. Are de plătit anul ăsta pe 2 ani. Care putea fi? Trotuare, șosele, locuri de agrement, parcuri. Pentru o comunitate, sigur, cum este Câmpul Lung Moldovenesc, 1.000.000 de euro este o sumă foarte mare, mai ales că, din câte știu eu, Câmpul Lung, nu știu, cred că are o populație în jur de 15.000, plus, minus, nu sunt foarte... 15-20.000 să fie, să spunem, la populație. 20, nu. În jur de 15, plus, minus. Deci... suma este una impresionantă, mai ales că poți face tot felul de investiții pe această temă. Nu poți să le faci pentru că vine și îți pune mâna în gât, practic, și îți ia aerul. Cum o altă investiție, tot așa, foarte oportună, a fost și Centrul Economic Bucovina. Da, la fel, care n-a produs nimic și de care ei acum, să-i vezi prin Consiliul Județean cum vorbesc de Centrul Economic Bucovina ca de o mare realizare, în condițiile în care acea astăzi încearcă să-i se dea tot felul de utilități, să facă și ceva, să se întâmple ceva acolo. Centrul Economic Bucovina este un reper în ceea ce înseamnă finisaje de calitate. Adică am înțeles că există pelerinaj în tagma constructorilor care merg să vadă acolo cum poate fi construit ceva atât de bun, atât de atent, atât de cu atât de mult accent pe calitate, știți? Da, da, da. Nu-ți vine să crezi că se poate și așa ceva. Da, să exact. Te inspiri. Da, să te inspiri, da. De acolo un pic, să vezi un model de bună practică în construcții, da. Deci, da, și poți să-l vezi acolo și despuneam un centru economic Bucovina care
în care nu s-a întâmplat nimic în afară de pază, de paznici, câini, nu s-a întâmplat nimic niciodată acolo, atunci când încerci să dai utilitate, cei care au pus, practic, au pus jugul pe așa, îi vezi că ies cei din PSD și încep să povestească că, de fapt, gazul la Vatra Dornei n-a ajuns, nu pentru că ei sunt de 6 ani la putere, vorbim de 2012 și Victor Ponta și guvernele succesive care au fost de atunci. Nu, n-a ajuns pentru că nu știu ce chestii, pentru că nu știu cine a fost și nu știu ce n-a făcut. Bă, dați 6 ani de când sunteți la putere și ați avut în Parlamentul României, că trebuie spus lucrul ăsta, ați avut de 6 ani de zile, aveți undeva în jur de 70% atunci când vorbim de vot. Iar... puteți face ce vreți voi. Da. Iar Centrul Economic Bucovina există de vreo 15 ani, adică ar trebui făcut un calcul economic. Cât a costat? Ce beneficii a adus? Da. Ce beneficii a adus? Nu? Zero. Zero beneficii, zero. Și spuneam, pe acest program, Utilități și Mediu, guvernul nu a pus niciun leuț. Să preia măcar dobânzi, să preia ceva din povestea asta, în condițiile în care, mi-aduc aminte foarte bine că s-a făcut foarte mult tam-tam pe povestea asta. Acest proiect Utilități și Mediu s-a făcut la vremea aia, era, a contrasemnat Adrian cel mai Năstase din partea Guvernului României, el fiind prim-ministru la vremea respectivă, a contrasemnat acest proiect aduncând garanții guvernamentale, în sensul că dacă se întâmplă cumva să nu poată fi plătit, să nu poată ceva, datoria pe care o avea comunitatea era preluată de către guvern și nu s-a întâmplat. Bine, nu se întâmplă. Asta înseamnă că PSD este un partid cu viziune. Ați auzit ultimul scandal în care, de exemplu, la Alexandria și la turnul Măgurele se construiesc stadioane noi de câteva milioane bune de euro, da? În condițiile în care Gheorghe Hagi a avut o răbufnire în care el, stadionul și baza lui de agrement la Constanța, care Constanța este și oraș și județ și centru financiar și de toate, a trebuit să financeze din banii lui personal să creeze stadion și bază de agrement, nefiind sprijinit absolut deloc de nici de autoritățile guvernamentale, nici autoritățile județene locale de acolo. În schimb, deci la Constanța nu se face stadion, dar se face la Turnul Măgurele și la Alexandria. Două locații vestite pe plan mondial pentru performanța în zona fotbalului. Și se fac orice fel de stadioane, se fac stadioane de stadion, adică nu orice fel de stadion se face, un stadion care se reprezinte, spre exemplu, pe Dragnea. Da, iar ca și corelație la acest subiect, știți că la Craiova s-a construit un stadion de către Olguța Vasilescu, inaugurat cu foarte mult fast și cu o sumă consistentă. Sunt probleme tehnice și acolo, adică plouă prin acoperișuri, adică iarăși o lucrare de mare calitate, știți? Spuneam, tot aici am zis la un moment dat că bun, am dat într-un an de zile, anul trecut, am dat în folosință. Suntem, păi, deci e jenant să povestești așa ceva. Cum să vii tu, ministrul al transporturilor, prim-ministru, pă, nu știu, Liviu Dragnea, nu știu ce, bă, vii tu și ne povestești nou și spui, anul trecut am dat în folosință în România, nu în Telerman, în România, 16 km de autostradă. Cum să... Băi, 16 km, deci îți dai palmi singur, bă, nu, te dai capul de pereți. Nu, dar nu mai există simțul ridicolului. Băi, deci, nu-i, deci e 16 km și spui, pentru anul de grație 2018 ne-am propus și vom duce la bun sfârșit 60 de km. Deci... Nu, ne-am propus, dacă ar fi inaugurat 60 de km, mai spui. Dar să-ți propui să faci 16, adică e jenant. Și mai mult decât atât, ca să pui cireașă pe tort, au inaugurat, nu știu ce, autostradă undeva, Deva, Orăștie, nu mai știu unde, undeva, o bucățică, un troson, ceva. Au inaugurat-o, dar n-au putut să o dea în exploatare, pentru că au constatat că, de fapt, are niște probleme. Și au început să o strice iar, să o repare. Păi, deci n-a circulat o mașină pe ea. A, e un tronson din Câmpia Turzii Sebeș. Ceva, nu știu. Băi, deci n-au reușit. Înțelegi? Adică au venit, au tăiat pămblicuți, au făcut pozele... Pac, pac, frumușel, tot alea, știi? Când se dea drumul să circule, nu știu, prima mașină, Liviu Dragnea, merge cu mașina pe aia ca să spună, mamă, frumos, dea cu poporul, bă, v-am dat-o. N-a putut să meargă, pentru că tronsonul e necirculabil. Da, a început să-l repare. Da, e un tronson din Câmpia Turzii Sebeș, care trebuia să fie dat la inaugurare, nu s-a dat, și acum constructorul rașchetează și toarnă un alt strat asfaltic, în condițiile în care acolo n-a circulat nimeni. Da. Bă, îți dai seama, adică... adică s-a ajuns la performanța în care noi să construim autostrăzi
cum zic, uzate din start, adică nici nu mai trebuie stricate din start. Păi pentru ce să mai pierzi vremea cu atâta trafic ca să o strici? O faci din start proastă. Deci, nu. Deci ăștia am ajuns. Deci, la modul ăsta și ei ne povestesc nouă că, de fapt, ei nu, dar ei sunt încerași, n-au făcut. Dar am văzut la un moment dat pe Vasileasca, ne povestea, băi, ce fain o să fie salariile, bă, de salarii, pensiile, salariile. Bă, vă povestesc eu, anul de grație 2022, alo, Vasileasco, suntem în 2018, bă. Bă, dar până în 2022 sunt 4 anișori. Ce facem până atunci? Ia promite și pe următorul mandat al următorului guvern, da. Adică ceva de genul ăsta, bă, dar în 2060, dar în 2000, dar alo! Era cu un deala, știi, cu un, cum se cheamă ăla, de scris, știi? Dădea foile, scria, făcea calcule, făcea, bă, Vasileascu! Da, ca să ne înțelegem, adică chiar așa, bă, suntem cu vaca, suntem vai de capul nostru. Suntem, bă, dar mai lasă-ne cu povestea asta. Îndată suntem la jumătatea anului centenar, da? Doar acțiuni simbolice, vorbăraie. Adică motoul acestui an centenar este fapte, nu, vorbe. Da, corect. Da. Cine a vorbit ceva de fapte? Uite aici, vorbe. Să vă arătăm încă o dată, vede? Uite aici. Uaule! Ăștia suntem. De oriunde suntem, ăștia suntem. Din păcate, spun, din păcate lucrurile stau așa. Ce mai văd pe aici, ca să dau așa un picuț, 44 de permise reținute după controle cu radare, șoferi prinși cu 135 și 154 de kilometri la oră. Mai scapă și băieți, mai bag un pic cu talpa, asta este. Din punctul meu de vedere, pentru că avem, nu mă pricep, dar avem legi care nu funcționează, legi proaste pe care tot ei le-au făcut. Tot au bulibășit o lege asta cu mersul, cu mașinile, cu nu știu, cu rutierul ăsta, codul, atâta l-au buribășit, deci de n-au văzut. Pe că lucrurile sunt foarte simple. Păi suntem într-o țară în care nu avem autostrăzi. Acolo treaba e simplă. Cu atâta mergi, cu atâta nu. Păi da, avem drumuri județene, avem drumuri naționale, așa cum sunt ele. Eu n-am înțeles și n-o să înțeleg. De la ceașcă am rămas cu povestea asta cu 50 la oră. Băi, am mai schimbat de atunci mașinile. Avem mai performante, mai bune, mai nu știu ce. Ce ne împiedica să punem, pur și simplu să spunem, băi, în localitate se merge cu 70 la oră. Nu există marja aia de eroare de 80. Se merge cu 70 la oră. Ai depășit, plătești. Fac drumurile, camere fixe, ai depășit 100 la oră, ți-am luat permisul. Nu 50 la oră, nu 50 plus. Din punctul meu de vedere și eu sunt un care dă cu volanelul. Da? S-am halit permisul. Treaba e simplă. Amenzi mari, n-ai plătit, s-am luat documentul. Și treaba e absolut simplă. Să rămâi fără document nu vrea nimeni, că nu prea merge fără document în pământ. Și cu asta basta, adică lucrurile sunt simple. Bă, am bulibășit-o, că facem, că radare, că alea, că pistoale, că nu știu unde. Bă, tată, lucrurile e foarte simple, mă. Mergeți-mă cam să meargă băieții ăștia care se pricep, să meargă în țările civilizate și să vadă că acele camere fixe funcționează. Știi că era povestea, la un moment dat era gluma, știi, și bazată pe realitate, știi? Cu unul care trecuse cu mașina pe lângă o cameră fixă și tot, că am mai spus-o tot aici. A trecut pe acolo, aia, pang, i-a făcut o poză, știi, era seara. Ce bă, ce dar am trecut în limită normală, mă, mai trecut o dată, în limită, aia iar poză. N-avea centura pusă, știi? Cam ceva de genul ăsta, știi? Adică, bă, tată, lasă, n-avea viteză, dar deci lasă pe alea să funcționeze. Și așa o să avem și siguranță, și așa nu o să avem 135 și 154 km la oră, mai ales în perioada asta când acasă vin foarte mulți dintre noștri plecați. Mașini puternice, trafic aglomerat și așa mai departe, un pic de figuri, că asta este și toate ne aduc aici. Defulări, da. O, mamă, ce tare simt în fața mea, mamă, dar tu știi cine sunt eu, dar eu... Știi, să mă încordez un picuț, să vezi bicep și să vezi un picuț mușchi, să toate alea, știi? Că ăștia suntem până la urmă, știi? Ne place sau nu ne place. Da, mulțumesc. Ne-am aprins, da. Ne-am aprins și cam ne stingem acum. Da. Dar degeaba ne aprindem, că noi ne aprindem, noi povestim și ei sunt la relax. Fac pușcăria acasă, da. Fac pușcăria acasă, da, cu centura la... Și încă ce acasă au și fiecare, da. O să-i spună judecătorului, onorată instanță, dacă nu vă supărați, știți, eu nu suport metalul de oricare, pot să-mi fac o brățărică de naia de urmărire, de naur, așa să fie, acolo să nu trebuiască să fie, că nu suport materialul să nu facă, să nu mă zgârie el pe piele, dar dacă se poate, mulțumesc, onorată instanță, să pot să dau comanda și da... După care un certificat medical că
numai pe plajă în Dubai se simte bine organismul și să aerosolii poate respira aerosol, da? Dar totul este posibil. Deci ceea ce acum câțiva ani părea de domeniul absurdului, acum orice în guvernarea PSD, orice este posibil. Deci visele devin realitate. În sfârșit, da. În sfârșit, visele pentru ei, visele devin realitate. Mulțumesc, Adică, am stat așa în poveste de dimineață. Cu mare plăcere. O zi frumoasă, sărbători cu bine, să dea bunul Dumnezeu și să ne vedem sănătoși. Tot aici să mai povestim. La fel și dumneavoastră, dragii mei, să aveți parte de o zi frumoasă. Este o zi frumoasă cu temperaturi foarte, foarte pozitive. Ajungem pe la 20-21 de grade, de la Câmpul Ung la Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Gura Humorului, unde vreți dumneavoastră, până acolo ajungem cu temperaturile până la 21 de grade astăzi. De dimineață erau 6 grade în termometre, resimțite undeva în jur de 3-4 grade, tot cu plus, pe noapte undeva în jur de 8-9 grade. La Vatradorul un pic mai răcoare de dimineață, o temperatură negativă, resimțită negativă, undeva pe la minus 2 grade, pozitivă în termometre, în schimb, pe la plus 2 grade. Și acolo și pe timpul zilei un pic de răcoare, undeva în jur la 16 grade. Spuneam pe sâmbătă și duminică și luni, temperaturile sunt pozitive, 17-18 grade. Soare, cert e că sărbătorile sau sărbătoarea Învierii Mântuitorului va fi una frumoasă, cu lumină, cu lumină în suflet. Ar fi foarte bine să avem și noi toți această lumină. Să vă fie sărbătorile de bine, să fiți sănătoși și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem sănătoși aici atunci când eu am să fac 100 de ani. Sănătate și nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ cu mine. Dorea, la revedere!